Hai să vedem o altă problemă, problema numărul 3. Un dreptunghi are lungimea de 8 cm, iar înălțimea cu 2 cm mai mică decât lungimea. Aflați, primul, supun, raportul dintre lungime și lățime. Pentru aceasta, haideți să aflăm o dată cât este lungime, cât este lățimea acestui dreptunghi. Știm că lungimea care o notăm cu L mare este de 8 cm, iar lățimea care o notăm cu L mic este cu 2 cm.